Dumnezeu a luat păcatele noastre, a mele și ale tale, și le-a pus în contul lui Iisus Hristos cu 2000 de ani în urmă, ca El să le ispășească prin moartea Lui pe cruce, și murind pentru păcatele mele și păcatele tale, El a făcut-o în locul nostru. Și acum spune, dar tu la rândul tău, eu la rândul meu, trebuie să mă identific prin ce? Prin moartea Lui. Și cum mă identific prin moartea Lui? Uitați-vă, Roman 6, prin botezul în apă. Botezul în apă reprezintă faptul că vin la botez și botezul înseamnă scufundarea mea în moartea lui Iisus Hristos. Cum El a fost pus în mormânt, eu sunt așezat în apa care reprezintă mormântul meu. Eu nu mai trăiesc deja pentru mine. Eu mă identific cu moartea Lui. De ce? Eu oricum trebuia să mor. Dar fiindcă n-am murit, fiindcă Dumnezeu mi-a dat șansa, eu mă folosesc de această șansă a lui Dumnezeu să trăiesc. Și am toate șansele, 100% să trăiesc. Dar ca să trăiesc trebuie să mor, să nu mai păcătuiesc. Și ce se întâmplă? Mă identific cu moartea Lui. De ce cu moartea Lui? Pentru că un mort nu mai păcătuiește. Pentru că Apostolul Pavel ne spune, și dacă voi vă identificați cu un mort, nu știți că morții nu păcătuiesc, oameni buni? Vă nu știți că morții nu bârfesc? Vă nu știți că morții nu mai fură? Vă nu știți că morții nu curvesc? Nu curvesc. Vă nu știți că morții nu mint? Vă nu știți că morții e mort? E mort. Te uiți la el, ce să-i faci? Nic. Trebuie doar să-l ducem la cimitir. De ce credeți că Apostolul Pavel sugerează ideea aceasta de mormântare? De ce? Pentru că noi nu mai trăim absolut deloc pentru ceea ce se întâmplă în această lume și nu mai datorăm nimic cărnii ca să trăim în plăceri, păcat și osândire. Noi trebuie să trăim după o altă lege, legea Duhului de viață în Hristos Iisus, care este legea plăcută lui Dumnezeu, ceea ce iubește Dumnezeu în mine. Ceea ce vrea Dumnezeu în mine mă ajută prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în mine produce viața plăcută lui Dumnezeu. Hristos n-a trăit în firea lui carnală, de aceea Dumnezeu a spus să-mi găsesc plăcerea în El. Hristos n-a trăit în destrăbălare, Hristos n-a fost mânat de firea păcătoasă la rău, la fără de lege, la minciună, la curvie, la toate prostiile lumii acesteia. Hristos a trăit în Duhul Sfânt și El n-a trăit sub osândire. Și toți cei care trăiesc prin Duhul Sfânt nu mai trăiesc în osândire și nu mai trăiesc în păcat. Slăvit să fie Dumnezeu! Dar ce facem cu moartea? Iar uitați-vă acolo, spune, m-ai izbăvit de legea păcatului și a morții. Este drept, da? M-ai izbăvit de legea păcatului, ok? Nu mai trăiesc. Eram altă dată rob a unui păcat, nu mai trăiesc în acea robie a păcatului. Dar ce fac cu moartea? Unii spun, băi, dar ce cu cartea asta a creștinilor? Se pocăiesc, merg o viață la biserică, citesc Biblia toată viața, se roagă toată viața și mor și ei ca și mine. Care-i secret atunci? A? Fraților, așa spune, m-ai izbăvit de legea păcatului și a morții. De care moarte? Ceva e greșit aici? E greșit aici că m-ai izbăvit de moarte? Dar atunci de ce murim, dar? A? De ce murim atunci? El a scris cu 2000 de ani în urmă. Ce, Apostolul Pavel n-a murit? Vreți să spuneți că trăiește prin Ierusalim? Să ascunde? A? O murit sau nu a murit? Nu a murit Pavel, da? Trăiește, slavă Domnului, acolo în cer. Dumnezeu este Dumnezeu celor vii, slăvit să fie Domnul. Ok. Oh, bun, m-ai izbăvit de legea păcatului și a morții. Haideți să dăm lumină la asta, să cunoaștem adevărul Dumnezeu. Sunt câteva lucruri care trebuie să le înțelegem. Moartea, din punct de vedere uman, din punctul nostru de vedere, cum înțelegem noi moartea, și din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Știți, când ne întâlnim cu un prieten sau mă întâlnesc cu o persoană și începe o discuție, el are părerea lui și eu am părerea mea. Și nu cred că discutăm despre un adevăr și el spune una și eu spun alta și noi suntem total diferiți în discuție și amândoi să avem dreptate. Cineva dintre noi greșește. Ei, oare cine greșește când discutăm despre moarte? Dumnezeu sau oamenii? Când omul moare, omul spune, gata, aici, țernă ușoară, nu-i, a fost și nu-i. Da? Așa spunem noi. Moartea înseamnă stop,
Moartea înseamnă oprit. Moartea înseamnă pierdut. Moartea înseamnă dus. Moartea înseamnă niciodată nu se mai întâlnește cu noi și noi cu El. Moartea înseamnă despărțire. Dar Dumnezeu spune nu. Dumnezeu spune nu. Cine credeți că are dreptate, Dumnezeu sau eu? Ce, eu am fost dincolo, tu ai fost dincolo? Poți să-mi descrii moartea? Poți să descrii starea de dincolo? Poți să descrii tu raiul, împărăția lui Dumnezeu? Poți să descrii tu lucrurile de acolo, din cer? O încercat unul să le descrie și n-a mai putut. Pavel spune, cunosc un om în Hristos, vreau să vă spun ceva și până la urmă să dar degeaba am pornit să vă spun, că tot nu știu cum să vă spun. Ați ajuns și ați vedeți. Dar până ce ați vedeți, oameni buni, trăiți aici în sfințenie și neprihănire. Dar ce a pregătit Dumnezeu acolo, nici mintea asta, cu toată filozofia, știința, cunoștința, cu să studiezi tu, Domnule, toată viața și... Nu-ți poți imagina ce a pregătit Dumnezeu acolo. Aleluia! Asta e visul! Asta este nădejdea creștinului. Ce facem cu moartea? Când e vorba de moarte, trebuie să înțelegem că sunt trei stări de moarte. Și atunci ne va fi mult mai clar. Este moartea fizică și oamenii numai pe asta și-o cunosc. Moartea fizică. O, când a murit omul, e pierdut. De fapt, asta este una din trei. Mai există moartea spirituală. Moartea spirituală este când tu trăiești, dragul meu, și ești mort spiritual. Azi, în lumea noastră, când Dumnezeu nu ți este tată, când tu nu ești fiu, când n-ai nicio relație cu Dumnezeu, nu știi a te ruga și niciodată nu te-ai rugat și niciodată Dumnezeu nu te-a pătruns, nu te-a iertat, n-a făcut nimic de Dumnezeu cu tine. Da, ai auzit ceva despre El, s-a întrupat în Fecioara Maria, da, este Crăciunul care ne aduce aminte de El, urmează Paștele care ne aduce aminte de învierea Lui, dar nu te-ai întâlnit, nu cunoști mai mult nimic, n-ai experiență cu acest Dumnezeu. Că acest Dumnezeu n-a rămas acolo nici pe cruce și n-a rămas nici în leagăn. El este împăratul împăraților și viul în vecii vecilor. Aleluia! Religia a încercat să-mi spună ceva despre El, dar eu sunt un străin față de El. Și deși El caută să aibă o relație cu mine, eu pot să-L resping ușor. Și mulți oameni sunt care trăiesc în moarte spirituală. Și mai este încă ceva. Este moartea veșnică. Moartea veșnică care este dincolo și este... cea care nu se mai poate schimba nimic. În momentul când omul a murit, pe lumea cealaltă nu se mai poate schimba nimic. În viață ești cu Dumnezeu, mergi în viață, nu ești cu Dumnezeu, ești în moarte veșnică. Nu se mai poate schimba nimic. Dar, dragii mei, m-a izbăvit Dumnezeu de legea păcatului și a morții. Oare ce fel de moarte se referă aici? Vă rog să vă uitați în versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești și duhovnicești dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, atenție, trupul vostru este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Iată unde este secretul, dragii mei. Sufletul meu trăiește veșnic. Iubiților, credința noastră creștină ne face să credem în învierea din morți. Puteți spune amin? Amin. Fără de învierea din morți nu există nădejde, nu există siguranță, nu există mântuirea noastră finală. Fără de învierea din morți suntem prăpădiți, avem o credință atrofiată. Pentru că Biblia ne spune că Dumnezeu încă n-a împlinit finalul cu noi. Noi suntem al lui Dumnezeu și uitați, noi suntem scutiți de vinovăție, de osândire, noi suntem ajutați de Duhul Sfânt să nu trăim în păcat și trăim în curăție sufletească și spirituală, dar Biblia ne spune, dar noi nu am ajuns la finalul vieții noastre spirituale, ne mai îmbolnăvim ca toți oamenii, suferim ca toți oamenii și murim ca toți ceilalți oameni. Diferența este, se vede dincolo, când Duhul este salvat, este viu și merge la Dumnezeu, iar trupul meu așteaptă învierea morților. De ce? Pentru că Apostolul Pavel sugerează în versetul 19 și în jos.
De asemenea și firea așteaptă cu dorințe înfocate descoperirea Fiului lui Dumnezeu, căci firea a fost supusă deșertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce o supune, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele din tâi roadele Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Iată, aici este lucru culminant. Moartea nu mai are nicio stăpânire peste oamenii lui Dumnezeu. Moartea și-a spus deja cuvântul în Iisus Hristos. Moartea l-a condamnat pe Hristos în locul meu. Moartea l-a dus pe Hristos în iad, în locul meu. Și Petru spune, și fiindcă moartea și locuința morților n-a găsit nimic în Hristos, Hristos a înviat din morți. Aleluia! Și aceasta m-a făcut pe mine să mă atașez cu toată inima de această convingere. Hristos m-a mântuit și de moartea finală. Și în Hristos eu am doar viața veșnică, iubiților, doar viața veșnică. Aleluia Domnului Iisus! Încă o idee. Versetul 12 până la 14. Apostolul Pavel spune, bun, v-am spus ceva despre trecut, să nu sunteți osândiți. Corect, nu sunteți osândiți. Vă trebuie credință ca să aveți asta, convingere. V-am spus ceva de viitor, că veți învia. Aveți nevoie de credință să credeți că veți învia. Vedeți cum lucrează credința, așa a trecutului și a viitorului. Aduceți aminte 1 Corinteni 13 cu 13. Ce spune cuvântul Domnului acolo? Rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Ei, haideți să le vedem. Une ele sunt necesare, credința, nădejdea și dragostea. Credința este necesară pentru trecut, prezent și viitor. Da? Dragostea este necesară pentru prezent. Să-mi pot iubi pe aproapele, să-mi pot iubi pe mama, pe tata, pe fratele, pe sora, chiar când îmi face câte un necaz, să-l pot iubi. Dar nădejdea, dragii mei, nu ține nici de trecut, ci ține de prezent și viitor. Nădejde ce se întâmplă, ce se va întâmpla. Și Pavel spune, v-am spus de trecut, v-am spus de viitor, acum este vorba despre prezent. Și începând cu versetul 12 la 14 spune, căci toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt oferă călăuzire și siguranță copiilor lui Dumnezeu în prezent. Vrea să ne spună Apostolul Pavel, Duhul Sfânt asigură călăuzirea și siguranța. El spune, Dumnezeu acesta vă călăuzește. El nu intervine din când în când în viața voastră. El vă conduce în decizii. El vă călăuzește în primul rând în ce? În închinarea voastră către Dumnezeu. El vă călăuzește în Scriptură, dragul meu. Când citești Biblia, roagă-L pe Dumnezeu și Duhul Sfânt să te călăuzească în Scriptură, să vezi lumea lui Dumnezeu. Și acum, expresia lui Iisus, și eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Și eu uneori mă întreb, unde ești tu, Dumnezeule? Unde ești tu, Iisuse? Și El spune, acolo. Doamne, mă simt singur. Nu, tu nu ești singur, eu sunt acolo. Suntem în doi. Doamne, mi-e greu. Nu te teme, eu te ajut. Eu te stăpânesc. Eu te conduc. Creștinul și Duhul Sfânt. Și vom avea biruința finală cu Dumnezeu. Prin lupte, prin încercări, prin greutăți, El ne ajută să ajungem în cer, în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți. Amin!